zi de zi revistele de modă, dar nu numai, reviste de toate felurile, publicitate, televiziune, media, ne propun niște fete spectaculoase, niște băieți, niște bărbați care arată incredibil de bine. Dar ce sens are să ne confruntăm cu aceste modele imposibile? Salut și bine te-am găsit! Sunt Bruno Medicina, trainer, coach, autor sau, cum deseori mi se spune, omul care aduce performanța. Și data fiind că avea un model de egalat e important pentru performanța, de asta vorbim în întâlnirea noastră de azi. Cum am zis, revistele, media ne propun tot timpul niște modele. Dar în momentul în care aceste modele devin imposibile prin definiție, singurul rezultat nu poate fi decât frustrare. Pentru că una este să propui un model care are vreo șansă de a fi egalat, alta este tocmai să propui ceva imposibil. De ce spun că ceva este imposibil? Bine, pentru că asta ține de felul, îi fac un exemplu, dar evident valorează pentru alte domenii, fac un exemplu despre cum se creează o copertă de la o revistă. Bine, există un număr 10, 20, 30 de fete care deja sunt selectate pentru că natural arată incredibil de bine, au toate standardele potrivite. Aceste fete nu fac altceva decât să fie frumoase. Antrenament la sala, masaje, machiaje, etc. Adică nu coboară la nivelul nostru de oameni normali să meargă la muncă sau să meargă la piață. În ziua în care trebuie pregătită coperta, se alege cea mai bună, cea mai frumoasă din aceste fete, se dă pe mâna de un expert în machiaj care o face cât se poate de perfectă, se face 1000 de poze cu în cele mai bune condiții de lumină, de încadrare, de toate smecherii pe care le poate face un fotograf. Dacă se alege poza cea mai bună, dacă încă ceva nu este chiar perfect, se lucrează la Photoshop. După toată povestea asta, această poză se pune pe copertă cu mesajul implicit la femei: trebuie să arăți așa. E asta chiar e răutate pură. Eu înțeleg că întreaga industria publicității nu este decât, cum o numesc deseori eu, industria al nefericirii, adică eu trebuie să te fac nemulțumit în așa fel tu cumperi ce vreau eu, pentru că la un moment dat mesajul implicit este că de obicei fata asta spectaculoasă folosește un machiaj X sau îmbrăcament Y e tu poate nu ești, nu poți să fii așa de frumoasă, așa de spectaculoasă, dar poate cumperi acel produs care te apropie un pic. Evident că bărbații nu stau mai bine pentru că ne propun tot timpul niște băieți spectaculoase, situații cu care evident petrec toată ziua la sala, cu toate patrasele de rigoare, incredibili de aratoși, e din nou nu avem șanse de a ne confrunta cu ei. Problema care este, rezultatul din toată povestea asta este, primul, că noi ne lovim de autostima, pentru că nu avem cum să atingem aceste modele. Doi, ne creează pentru noi niște dorințe realistice în legătură cu partenerii, pentru că e clar că dacă noi confruntăm partenerul nostru normal, frumos, decent, dar cu niște modele spectaculoase, evident că trăim într-o stare de diziluzionare. Dar, repet, uitam că în cazul ăsta ne luptam împotriva o imagine falsă. Printre altele, am și muncit în domeniu și vi asigur că toate aceste fete spectaculoase, scoase din stage, evident că arată bine, dar mult mai normal. Pe de altă parte, orice femeie, cât de cât, pe mâna de o profesionistă în machiaj, devine spectaculoasă. Eu nu am cum să mă împotrivesc
la toată povestea asta. Dar eu cred sincer că fiecare are o unicitate lui și cred că, într-adevăr, în loc să arătăm toți la fel, mai ales când ni se impune niște standarde stupide, adică la un moment dat acum standard este o fată înaltă, blondă, slavă, cu sâni mari, nu? Adică modelul rusesc, dar dacă eu propun acest model în zona de Mediterane, unde fetele sunt mai scunde, mai plinuțe, mai brunete, e clar că n-are niciun sens decât să treci la chirurgie estetică. Deci, eu rămân cu ideea mea. Nu urma niciun model, fii tu un model pentru ceilalți. Pentru că orice om, când este în topul de potențialitățile lui, este un model, independent de ceea ce spun revistele. O zi bună în continuare!